Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, sau la mulți ani, cum s-ar spune pe anul ăsta, pentru că este primul vlog de la Bondrea, de la căsuță de aici, unde vedeți și voi ce nebunie este aici. Avem aici, facem prezentările pe Vlad, care a venit deja cu micii, pentru că avem poftă de niște mici. Avem pe Elena, avem pe Cotoc, avem pe mașini, avem pe de toate. Cu Elena o să o faceți cunoștință mai târziu, dar de ce merge așa, ce ai? Așa, oameni buni, că o să trebuiască să facem ordine pe aici și stați aproape, pentru că o să urmeze să fac un anunț foarte important aici și nu mă însor, ca să știți, dar vreau să vă zic că da, de fapt nu le zic nimica pentru că stric surpriza, dar mâncăm și noi și după care o să ne apucăm de treabă să strângem tot ce... Ia să dăm o tură pe aici. Mi-a luat puțin cam așoare și pe aici, pentru că n-am mai venit de ceva timp. Dar, na, asta este. Avem ceva de făcut. Frigiderul l-am lăsat deschis pentru că știți că s-a împuțit peștele. Vlad, ți-era dor, mă? Să știi că da, sincer. Vezi cam cum se prezintă așa totul după câteva luni bune? Dar ce ești cam umflat la față așa? Ai stat pe lângă stup? Ce ai făcut? Nu, no, obosit la muncă. Ești obosit? Uite ce clipesc ochii, mă. Așa, oameni, bă, că lăsăm Caterinca, lăsăm toate astea la o parte, dar este e dezastru ce este pe aici și vrem să scoatem totul la lumină și după ce o să scoatem totul la lumină, o să vă spun ceva foarte important și să nu vă luați de părul meu, ziceți că sunt motan, pentru că sunt netuns, sunt vai capul meu cum sunt, da, știu că voi apreciați și ne dați un like înainte de a începe vlogul ăsta. Am și mâncat, uitați-vă și voi cât a cârnații, că ăștia nu sunt mici. Așa că o să ne apucăm de treabă. Mamă, mă, dau ochii, te sperie, mâinile te scapă. Priviți și voi cam ce este pe aici. Dacă a crescut bița asta și prin bitum ăsta. O să vă și voi ce e aici. Mamă, ce. Dar în grădina aici nici nu mai știu ce mai este. Bă, dar toate astea sunt varză pe aici. Varză, varză, varză. Ia uitați-vă și voi. Oi, dă capul meu, nici nu pot să intri pe aici ca lume. Ia să vedem ce se mai întâmplă pe aici prin grădină. V-am zis, stați până la final, că o să vreau să vă zic ceva. Băi, ce se întâmplă pe aici. Ia uitați-vă și voi. O să facem ordine și disciplină pe aici. Lemnele pe care le-am tăiat. Băi, dar deci nu vine să cred. Ia să vedeți ce, cum o să arate după aceea. Să vedeți cum o să arate după aceea. Toate astea cu grebla trase. Greblă, sapă. Și făcut frumos așa cum trebuie. Gata, ne ducem să ne schimbăm și noi. Și ne apucăm de treabă. Mergem să vedem cam toate obiectivele. Nici nu pe aia nu vine să vorbă. Am o stare așa de somnolență, glumesc. Dar ce-i drept, încă sunt după somn. Mie trebuie cel puțin 2 ore să-mi revin din momentul când am făcut ochi. Dar trecem peste chestia asta, că e mai puțin important. Dacă tot stau la 2 ore de Brașov, eu niciodată n-am văzut toate obiectivele turistice. De
pe lângă București și mai exact Brașov. Și sunt aici cu fata mea frumoasă. Așa, și mergem la Zărnești, la rezervația de urși. Și aici este Elena, apropo. Ce a semnat asta? A făcut cu mâna Elena, dacă a făcut cu mâna. Așa, avem câteva chestii trecute pe listă și am zis să vi le arăt și vouă și să încercăm să facem. De obicei nu făceam introducerile astea, acum le făceam când aveam chef, că nu prea-mi place după somn să mă filmez, dar nu mai contează. Ați văzut voi atâtea filmări la mine, de la Bondrea de acolo, ați văzut toată nebunia după lume. Dar înainte să începem vlogul ăsta, o să vă pun o mică parte și de la Bondrea, că am fost la Bondrea, am făcut curat pe acolo, am curățit, era chiar baie, era, avea 1,5 m, era aproape cât mine, nu că aș avea 1,5 m, dar înțelegeți voi. Și ne-am întors la București, bineînțeles că n-am mai filmat chestia asta, dar între timp s-au făcut foarte multe lucruri pe acolo și vorbim despre ceva ce nu știu dacă să vă zic sau o să rămână surpriză. Ce să zic, să le zic, să nu le zic? Ce vreau să mă la Bondrea acolo și de ce să mă apuc. Dar de fapt, lăsați voi în comentarii aici că e cel mai bine, că voi știți cel mai bine, mă cunoașteți de atâta timp. Dar înainte să înceapă vlogul ăsta, toți care vă uitați, faceți-vă 2 secunde și apăsați butonul aici de like sau subscribe dacă sunteți noi. În direct de la Zărnești, de la rezervația de urși. Și nu mă refer la mine, mă refer la rezervația de urși adevărați. Și acum că ați văzut ce am făcut zilele trecute pe la Bondrea, o să vă arăt și ce vreme este pe aici, pe la Sinaia. Ia uitați cum arată munții ăștia. Să sperăm că o să fie vreme bună, că De asta nașpa suntem cam sătui. Dar mă uit la muntele ăsta aici și nu prea arată vreme frumoasă deloc. Așa că am rămas și fără papă la parbrizul ăsta. Ne adaptăm cum putem pe aici. Încă văd că este zăpadă pe munte acolo. Nu știu cum o să fie pe la Zărnești. Știu că ați văzut și voi poliția, mă fac că n-am văzut-o. Mergem înainte, că e mai bine. Să sperăm că o să fie vreme frumoasă, dar văd că pe aici a început să fulguiască, nu știu, după cum pare, nu? Sau mi se pare mie, nu? A început să fulguiască, nu? E, acum, dacă o să prindem zăpadă, o să prindeți și voi. Dacă nu o să prindeți voi, nu o să prindem nici noi. Ne vedem direct la Zărnești. Ați văzut la Bondrea ce curat am făcut acolo, ce am aranjat. N-am mai arătat sus, că trebuia să filmăm și sus, că era dezastru ce era acolo și... Uite, trebuie să mulțumim aici Elenei că ne ajută cu curățenia pe sus. Bă, era că nu vă arăt zăpadă. Uitați-vă, deja am trecut în alta noapte. Mai puțin și vine martie și... De ce să ne așteptăm? Că până la urmă e zona de munte. Suntem la... Ia să vedem, la intrare în... Azuga, domne. Azuga. Parcă era o bere, nu? Azuga, ia lăsați-mi în comentarii. Nu sunt eu mare băutor de bere așa, dar știu cum se numea o bere. Azuga, vai, dar ce este pe parbrizul ăsta și nu am nici apă la el. Acum, vedeți și voi cum văd și eu. Băi, deci mai este foarte puțin până la Zărnești. Și văd că pe aici este zăpadă. Nu se vede prea bine prin parbrizul ăsta pentru că e murdar. Trebuie să mă opresc, să-i pun niște apă sau de fapt eu am butoi în propagaj, ați văzut cum pun eu apă. Cam am vasul ăla spart acolo și dacă să-l pun să-mi curgă, mai bine îi fac românească aia. Și oameni buni, că nu o să mai lungesc de data asta, chiar ne vedem la Zărnești. Sau de fapt înainte de Zărnești m-aș și opri să mâncăm ceva, că mie mica am fost mică și aș mânca niște ciorbă de fasole, că am o poftă. Eu nu prea sunt cu... E și poliția pe aici, dar ne facem că lăsăm telefonul în jos, voi nu vedeți, nu vede nici el și toată lumea e fericită și uite așa mai departe. Să nu faceți niciodată asta, că na, nu e bine, nu e indicat. Ne vedem să mâncăm. Băi, mă văd și eu mai bine, să nu băgați în seamă că sunt netuns în asta, că frizerul meu a murit. Glumesc, n-a murit. Dar cum o să ajung la București, o să mă duc să mă tun, să mă fac frumos așa. Băi, dar ce am pe mine de păr. Mă duc acum la rezervație la urși acolo. Dai seama. Fratele meu, ai venit de la București.
Păi, deci se râde în glumim. Dar aici este adevărat peisaj de iarnă. Adevărat peisaj de iarnă. Este 8 dimineața, dar pare că se întunecă, nu se... Da, ia uitați-vă pe aici, că se vede mai bine, că dacă stai uiți, parbiți mai bine scurt capul pe geam. Așa că... Ne oprim să mâncăm o ciorbiță sau ceva ce găsim, nu știu ce ciorbiță găsim noi la 8 dimineața, dar... Tu ce zici, găsim? De ce nu? Nu vrei. Dar nu vrei să mănânci ciorbă? Știi că noi nu prea mâncăm ciorbă, dar... Asta este. Ne adaptăm, găsim noi ce să mâncăm. Mă opresc că aici pe dreapta și bag niște zăpadă. După aia știi cum fuge mașina. Ne vedem să păpăm ceva și după aceea că trebuie să miști. Și am ajuns undeva aici la Zărnești, mâncăm o ciorbiță. Mi-am luat o ciorbiță cu afumătură și se pare că arată destul de bine. Ai gustat din ea? Ia, da, să-i dai o gustare aici. De la mama ei. Cam arde puțin, dar e bună. Merge. Nu știu cum se numește aici, dar... Cum se numește? Rustic. Casa rustică. Rustic. Mai bun, dacă sunteți aici prin sună, trebuie să mâncați, văd că e ce trebuie. Către rezervația de urși, sper că nu e pe aici. Ia uitați ursul aici, uite și un urs aici. Bă, îmi zicea dreapta, dar n-am văzut bine. Mamă, să nu spui că la era drumul ăla prost. Oh my garden. Oameni buni, trebuie să întorc. Trebuie să întorc, să intru pe drumul de ferească, Dumnezeu. Of, ce drum prost este acolo. Întorc și ne revedem. Am întors. Oh, uitați-vă, am văzut drumul ăsta prima dată. Bă, n-are cum să fie ăsta atât de, drumul ăsta atât de prost. Priviți și voi ce este aici. Zici că intri pe lună, nu zici că intri pe un drum către o rezervație naturală de urși. Sau de ursoaici. Of, of, of. În fine, o luăm ușor, ușor, dar în caz că vreți să vedeți și voi rezervația asta, să știți că este un drum aici de... Mai bine îți bagi mâinile undeva decât să o iei pe drumul ăsta pe aici. Auzi cum fac cheile de la... Să sperăm că o să fie ceva mai bun, dar cel puțin aici la intrare e nebunie. Ia să vezi că văd că este și interzis pe aici. ATV, UTV. Deci, să înțeleg că astea sunt interzise. Nu și cu mașina. Acum dacă ești cu mașina, ce să zic. Asta e, vom vedea ceva. Mamă, deci nu este de... Deci joacă, uitați-vă și voi ce cald de drum este. Asta este, ne vedem acolo. Dar să știți că drumul e praf. În sfârșit am ajuns aici și surprinzător este foarte multă lume. Și bă, că nenea asta are chiar zăpadă pe mașina. În fine, intrăm pe aici să vedem care e treaba. Și să sperăm că o să vedem și noi urși. Nu? Haide. Ne-am echipat. S-a echipat. Eu nu. Eu sunt bine. Nu știu cum să vă spun azi bine. Și fata mea s-a îmbrăcat subțire ca să tremure gros. Băi, văd că este ceva lume. Ia uitați-vă. Tot așa. Sunt ceva pe acolo pe jos. Unii vin. Alții se pregătesc. Bă, acum o să vedem dacă se merită, dacă nu se merită. Biletul cât este? 80 de lei biletul. De persoană, să țineți minte aici. Bine, noi suntem două persoane, nu suntem unul și mate. Dar sperăm că se merită. E prima dată când vin aici, nici eu nu știu despre ce este vorba. Pentru că m-am uitat decât așa, foarte puțin, am văzut niște țarcuri, niște ele. Acum, orică e mai bine pe Transfăgărășan, orică e mai bine aici, rămâne de văzut. Haideți! Și am intrat aici în rezervație. Doamna zice că nu prea vrea să fie filmată, dar o să trebuiască să fie și filmată, vrea, nu vrea. Asta este. Hai să vedem. Deja am văzut un urs acolo. Deja este pe asta aici. Deja mi se mișcă mâinile de frig. Dar nu e niciun stres. Doamne, nici telefonul nu mai e. Băi, pare drăguț, pare îngrijit pe aici. Au dat cu ulei ars ca să fii sigur că nu pui mâna pe ăsta. Că dacă ai pus
te faci ca toate cele. Dar hai să vedem. Să-i vedem, da. Mai de aproape pentru că vine masă. Uite, unul graz acolo mare, să mergem sus. Da? Pe partea asta, la altă, este altul, care a trecut prin culoare. E după un copac, nu văd că se ascunde. Zici că fac și acolo sus și cel mare de pe partea asta. Aceștia sunt mâncăcioși și să știți că ei încă nu au auzit practic tractorașul, pentru că în momentul în care să-l audă, o să ia hotărârea ori ăla trece de pe partea asta repede, pe partea aici, să mănânce dacă vine tractorașul pe partea cealaltă, dacă vine de acolo, poate ce cel mai mare și, da? Sunt trei țarcuri uriașe care comunică prin tunele. Suntem în cel mai mare sanctuar de ușbrun din toată lumea. Sunt 121 de exemplare, toți sunt ușbruni, evident. Sunt trei țarcuri uriașe care comunică prin tunele. Este primul urs salvat din libertate de noi. El are o poveste extrem de frumoasă. Domnișorul Andy, la 2 ani, deci adolescent, 2 ani și ceva, era bine hrănit la o pensiune din Dâmbu Mori, lângă Brașov. Da, e foarte frumos. Dacă se ridică în două labe, să știți că are blond aici pe la subțior, așa îl recunosc. Domnul Andy, doi anișori, îl atrăgeau pentru turiști. Toată lumea fericită, numai că... Ce a observat domnul Andy? A observat că seara miroase mult mai bine decât dimineața și ziua când îl cheamă ăștia. Că erau petreceri, da, cu cărniță, cu cărmăluțe. Și a intrat în timpul unei nunți. El este vedetă de televiziune în 2014 în iunie, a apărut și la știri. Deci a intrat în timpul nunții, bucătăria de vară era deschisă, a intrat băiatul, a mâncat bine, a distrus plotul miresei și n-a plecat cu mâna goală. Deci filmările cu el sunt făcute de nuntași, care toți au ieșit afară crezând că este un om îmbrăcat în urs. Nu, au crezut că e un om îmbrăcat în urs. Deci filmările și fotografiile sunt făcute cu Andy cu un sac de cartofi târând la sub braț. Deci era cușca standard de România, 2x3. Toți care au fost ținuți la, nu știu, la muzee, la pensiuni, asta era. Și da? L-au luat cu tot cu cușcă de acolo, nu? Să știți că pe ea am luat-o cu tot cu cușcă. De aceea și avem. Noi mergem cu autoritățile, avem, nu mergem cu cușca, evident, da? Noi avem, de ce? Pentru că ei, în momentul în care, dacă îi duci în cușcă și sunt foarte agitați, o să... Cât de agitați încă pot să rămână fără gheară, fără... Pe ea am luat-o cu totul pentru că nu aveam siguranța că dacă o adormim și o luăm și o băgăm în dispozitivul nostru special, mai rezistă. Da? Deci era închilozată, pur și simplu, cu 12 ani, deci măcar ce poți face? Am reușit să salvăm pe Odi. În 2005, atâta, trei ani salvat. Acolo sunt mulți, acolo sunt 2, 4, 5. Mai. Colegul meu pleacă. Să știți că ciorile vin doar pentru că l-au văzut pe colegul meu plecând. Deci nu ne este frică de colegul meu. Nu de dumneavoastră, nu de noi. Ia uite cum ăla. Auzi, e rușine, mă? Ia uite cior. Hai să mergem acolo. Haideți să mergem. Ciorile le mănâncă mai mult decât urșii. A mai venit un urs. A mai venit un urs. Ce nu suntem, ci căutăm aici. Dacă m-aș întâlni cu un urs, aș vrea să nu mă întâlnesc cu el. Cu el? Da, cu Jean. Cu restul, hai că poate. Cu Jean. Deci Jean e cel mai fioros. Este bine? De la spate. Păi nu, acum sunt urși, ce vreți? Ce pulgare. E teritorial ăsta. Foarte, cel mai teritorial. Păi, ciorile au salam în cioc. Din Caracal, pardon. A fost și mai mare. Despre Caracal e vorba. Băi, fraților, nu mai peste alta, dar uitați-vă câte ciuri. Da. Gini a fost salvat de la o fa-
fabrică de pâine din Covasna. Nu mă întrebați ce puteau la fabrică de pâine din Iarcuș, că nu pot să vă zic. Aveau două iurși. De ce o atât de acior n-am văzut niciodată în viața mea? De cât în Caraca? Să nu îl recunoști. Fiecare urs are câte o particularitate. Dacă eu știu cine este, acum jocii și jocica sunt două ocurând, seamănă lui, nu știu niciodată. Uite, asta de aici este mașa. Are ca un fel de cordeluță, dacă vedeți, are un pic de găniță aici pe dedesubt și e mai micuță. Foarte jucăușă. Mașa avea 35 de kilograme când am salvat-o la maturitate. 35. A fost cel mai mic urs salvat de noi ca urs matur. Repet, 35 de kilograme. Din Armenia. Ea e matură. Ea are 8 ani acum. Avea 5 ani când am salvat-o. A luat mult în greutate. Nu va fi mai mult de atât niciodată. Gândiți-vă că ha, poate ciorile mănâncă portocale. De cât te lungești? Deci ciorile astea mănâncă mai mult decât urșii. Stai să vezi, eu nu știu cum te cheamă, dacă ai rămâi. Daria, avem o ofecă, Daria. Avem o ofecă și eu în interior, văd de ferie. Uite, uite cum stă și... ai văzut cum am luat cu gheruța și cum mănâncă în funduleț. După cum v-am spus de mine și de colegul, ciorile. Ia, uite, dar uite, uite cum să mănâncă. Uite cum 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 mănâncă. Exact ca noi vă spuneam. Acum, dacă primim de la Maidenanțuri produse aproape expirate, nu se întâmplă în fiecare zi, dar o medie de 200 de kilograme din cele 2 tone jumătate le dăm astfel de produse. Dacă primim... Și o tonă mănâncă ciorile. Eu am putut de brațe și jumătate. Majoritatea mâncării, colegul meu a stat peste jumătate de oră la fiecare loc de hrănire. Ei deja au mâncat. Ați văzut că ați văzut avea salată. Pe Epizon am salvat-o de la lacul Sfânta Ana, împreună cu cei doi furii. Ia uite mă, frate, ce echipă fac ciorile cu urs. Ia. Dacă ursul e în cămară. Da. Unde e ursul? Ia uite-l, ia uite-l. Ce gobor. Domnul Andy, mâncăciosul nostru. Mănâncă nu știu câte locuri, domnul Andy. Domnul Andy cred că are 400-500 de kilograme, nu? 400 și ceva. Bolic era mai mare decât el. Cel care l-a trăcut acolo de parte e mai mare. Sonia, roșcată, ia uite-o. Vedeți ce roșcată e? Și pe Sonia am salvat-o, mai are încă o surioară. Ea a mâncat în partea de sus și se duce prin pădure. Dacă se oprește și pe aici, mai mănâncă un pic mai jos. Dacă intră cineva la ei, oare ei? Nu, că nu intrăm, sunt nevoi. Întrebam că e ei. Am venit cu un grup de copii în iarna trecută și stăteau o zăvăriță pe capul unui. Uite, sunt băciurilele între ele. Da, pe noi ne-am atacat. Că noi suntem în sosul de pe ecrană, suntem cumva ne asociază cu... Deci 35. Da, exact, și chiar de bătrânețe. Deci e mormânt de urs acolo? Max este trecut acolo pentru că a fost cel mai cunoscut urs din România. Avem bagaj.
Păi ce să vă zic, avem, s-a auzit, avem 5 măgari cu măgărița. Suntem prin oraș, da? Păi, nu, dar aici. Nu pot salvați măgarii, avem și un parlament. Mai ales acolo. De la persoane care au chinuit, dar nu ne dorim să avem animale domestice aici. Avem lângă Brașov, avem 1200 de câini în acest moment. Ia uitați cum se dau urcii jos. Ia uitați. Ia uitați și voi. Mă. Da. Nu, aici este zona în care ea vine. Jaxi. Are treabă cu mine. De la ea am învățat să băgăm miere în pâine. Pentru că ea nu mânca decât pâine. Fiind de la fabrica de pâine. Măi, deci ani de zile ne-am chinuit cu ea. Îi scoteam miez din tot felul de pâine, miezul din pâine. Și băgam carne, legume, fructe. Că nu asociam mâncarea decât cu pâine. Acum, după ce mănâncă, primește două, trei pâine. Și eu. Hai, în continuare. Desertul. Da, ia în continuare. Și în interior, v-am zis, am învățat, avem o seringă uriașă, băgăm în interior miere, toți urșii sar prima oară la pâine, pentru că ursul brun este înnebunit după miere. Da. Deci nu este un mit, este adevărat. Ursul brun, dacă vede stupul, urcă în copac, mănâncă stupul, mănâncă albinele, mănâncă mierea, așa de mult îi place mierea. Hai și nu-i dăm stupul cu miere, băgăm în interior în pâinici miere, și le dăm. Sau, uite, de exemplu, dacă primim iaurt, îl dăm înghețată. Cum le dăm înghețată? Calupuri mari de 45 de kg, iaurt cu fructe pasate și cu miere, să-i vezi acolo cum mănâncă. Da. Deci nu aruncăm nimic, le facem bunătăți când avem, da? Foarte puțin mai avem de mers. Și de acolo este Ina, este sora Ancăi. Ina, din păcate, are o problemă psihologică destul de avansată, adică se îngrișe în cerc. Da, că am vrem la gara. Da, că ea am salvat-o de... Adică... Toată noastră la o venire zoologică și vedem animalele îngrișindu-se în cerc, făcând opturi sau mergând obsesiv pe lângă gara, înseamnă că sunt niște probleme acolo și eu nu am. Adică tu practic susții un loc unde animalele sunt bolnave, nicolero. Adică s-au îmbolnăvit deja. Noi mergem la grădini zoologice să salvăm aceste animale, noi nu vrem să le avem. Noi le luăm, că dacă nu le luăm, alea săracele, deci se numește comportament stereotip și au doar animalele care n-au destul spațiu. Acum salezile se învârte în continuare în cer. Face același lucru. Sora ei, Anca, cum ai zis că o cheamă? Ina. 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 Nu, asta e, de ce să-i facem? Ea este imortală. Și e bine că stă liniștită la prima. Da, se mișcă. Păi eu vă zic că trebuie să-i cadă, dar nu-i mai cade, nu. Ea, din păcate, se tot învârtă în cer. Bine măcar că acum stă liniștită. La prima intrare tot într-un cer. Da, vin trei mari. Bun. Hey, acestea trei, de fapt, sunt trei fete. O mămică cu foste două puiuțe, noi le spunem fetele de la căpâlă. Da. Pentru că ce sunt totdeauna cu mâină, și pe deci ele trei au rămas împreună, au bârloc, se bagă împreună în bârloc, intră un fund, mai intră al doilea, intră și al treilea. Da? Deci cine au rămas în familie? Râdem că le vedem și pe cameră, vă dați seama, tot așa. Merg cele trei. Dar n-au nicio treabă, nu se simt deranjați. Nu. Sunt toate trei. Nu mai mergem la lacul Sfânta Ana, pentru că tot... Na. Haide! Trei mame cu puri aferenți au fost salvate și aduse aici. Primul urs salvat de acolo a fost Emin. Avea 2 ani și ceva, când o doamnă turistă îi dădea chiuptoșcă la cârtince și făcea un selfie cu el.
Doamna nu a reușit să facă selfie bine, i-a smut chiutoșul din botul cu mână, poate. Și normal că ursul a pus laba pe ei, lua mâncarea din bot. S-a dat tot din împușcare pentru el. Ne-am dus, l-am salvat, avem filmare făcută la Lacul Scânteană, 30 ceva de copii pe teau lui Șoni, mă rog, Emil aici, cu din mână puculeți. Da. Deci noi acolo suntem, ca și nu treceți de șanț. Da, acolo tu. Sunt, da, sunt și mulți. Și nu reușești, dar nu reușești, pentru că da. Le dau mâncare. Da. Atenție, mama ursoaică brun este una dintre puținele ființe de pe Terra care este capabilă să-și oprească dezvoltarea embrionului dacă nu are mâncare să le ofere puile. Deci ele se mulțesc pentru că li se oferă mâncare. Dacă tu nu le mai dai să mănânce, ea vede că i s-a luat teritoriul, nu mai are mâncare, nu mai fată în fiecare an sau la 2 ani, fată la 10 ani, nu mai fată 2, 3, 4, fată un singur pui. Deci să știți că mulțirea lor este exclusiv datorată oamenilor. Deci pe mine nu poate nimeni să mă convingă că... Vă contrazic, dar zic foarte multe acolo dintotdeauna, că am fost mereu și... avem cele mai multe exemplare de urs brun din toată Europa. Din acest motiv, pentru că sunt hrăniți. Dacă nu li s-ar da, nu vorbesc de ocale silvice care își fac treaba și le pun mâncare da, naturală, sus, nu pâine și pădurii unde deci au nevoie din când în când, da. Tocmai pentru că am intrat în teritoriul lor și nu-și găsesc plantele necesare și mâncarea necesară, dar nu vorbesc despre acel mod de hrănire o dată pe an, primăvara, când ei ies din hibernare și nu prea își găsesc mâncare. Eu vorbesc de această chiar dintre cei 108 sau câte sunt? 120 cât se reproduc? Niciunul. Da, sunt toți sterilizați. N-am auzit. Păi vedeți, sunt gămină, auziți? N-am auzit. Nu. Deci în afară de problema pe care am avut-o cu Pluto, nicio, nu există. Nu, Doamne, ce-ar fi? Și pe viitor. Cred că ar fi frumos. Nu vă auziți. Mâncare au, îți dai seama, nu? Ar fi din păcate am dus în noi. Și tot vă mulțumesc. Oricum sunt mulțumesc ce am văzut noi. Gata și cu urșii. Păr total și ca concluzie, după ce te duci și treci pe Transfăgărășean și stai pe lângă ei pe acolo și vezi, e mai greu să... Într-adevăr, sunt triste povestile de aici. Dar ce să zic, veniți cu copiii dacă nu aveți ce face. Luați-o cu o gură de aer, că noi ne mergem mai departe. Pot să zic că m-a impresionat pentru prima dată când vin aici. De tuns tot sunt, dar merge și așa. Mergem la brân, nu? Hai.